La sfârșitul săptămânii trecute a fost publicat în Monitorul Oficial setul de modificări legislative pentru care și-a asumat răspunderea guvernul Ciolacu. Este vorba de schimbări importante aduse codului fiscal din România. Unele dintre ele vor intra în vigoare începând cu mâine, 1 noiembrie 2023, iar o serie de alte modificări ale codului fiscal le vom resimți începând cu data de 1 ianuarie 2024. Modificările care intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024 sunt: se aplică o contribuție de asigurări sociale de sănătate la tichetele de masă și voucherele de vacanță. Crește TVA de la 5 la 9% pentru locuințele care au valoarea de maximum 600.000 de lei exclusiv TVA și suprafața utilă maximă de 120 de metri pătrați. Crește TVA-ul de la 5 la 9% pentru produsele bio și eco. De asemenea, crește TVA-ul de la 5 la 19% pentru serviciile din centrele de fitness. Se percepe un impozit de 1% din venituri pentru companii care au cifra de afaceri anuală sub 60.000 de euro și care nu au activități în domeniile IT, stomatologie, medicină sau Horeca. Se percepe un impozit de 3% din venituri pentru companiile care au cifra de afaceri între 60.000 și 500.000 de euro sau au sub 60.000 de euro, dar activează într-un domeniu prezentat mai sus. Crește TVA de la 5 la 9% pentru livrare și instalarea de panouri fotovoltaice și crește TVA de la 5 la 9% pentru expoziții și cinematografe. Începând cu veniturile din 2024, PFA-urile datorează asigurări de sănătate la nivelul net în limita a 60 de salarii minime brute pe țară. Astfel se elimină plafoanele de 6, 12, 24 de salarii ca până acum. De asemenea, pentru PFA-urile care obțin venituri mai mici de 60 de salarii minime brute, se va plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate la valoarea de 10% din venitul net.